Prognozele și estimările pentru 2023 s-au concretizat pe criza energetică, pe creșterea prețurilor și pe regresul economic. Deși există avertismente din partea instituțiilor financiare internaționale și autorităților de supraveghere, se vorbește puțin despre riscurile tot mai mari legate de o criză financiară. Dacă 2022 a fost un an foarte greu pentru bursele internaționale, 2023 se anunță și mai dificil, un grad foarte mare de incertitudine planând asupra piețelor. Cuvântul care domină începutul de an este incertitudinea, sau în limbaj financiar bancar volatilitatea, care în contextul actual este identificată de Fondul Monetar Internațional ca fiind principala vulnerabilitate a piețelor financiare, pe fondul presiunilor inflaționiste semnificative și al incertitudinilor ridicate privind perspectivele economice. Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României, arată prin intermediul unei postări de pe rețelele sociale că 2022 a fost anul în care investitorii nu au avut unde să se ascundă de pierderi. Aproape toate categoriile de valori mobiliare au avut în 2022 randamente negative, arată reprezentantul BNR, făcând din anul care s-a încheiat unul neprielnic investitorilor pe bursele internaționale. La nivel global, piețele de acțiuni și obligațiuni au înregistrat pierderi mai mari de 30 de trilioane de dolari pe parcursul anului 2022. Cu excepția mărfurilor, nu a existat nicio clasă de active care să protejeze investitorii de inflație. Nici măcar aurul nu a fost o alegere prea inspirată, a scris reprezentantul BNR. Astfel, doar mărfurile au avut la nivel global un randament de 22%, aducând celor care au investit în această clasă de active un câștig care să îi ferească de pierderile aduse de inflație. Randamentul obținut de plasamentele în bani cash a fost de 1,3%, net inferior inflației de două cifre care s-a manifestat în 2022 pe piețele majore. Bun, deci anul ăsta pornește cu incertitudine și cu volatilitate. Chiar și Banca Națională spune asta. Eu remarc totuși că Banca Națională zice mai nasol decât ne spune nouă premierul Ciucă și vă întreb cum vine asta, domnule Marilen Pârtea. Da. Pirtea. Pirtea, da. Aș vrea să spun că inflația, ca o definiție primară, este faptul că în piață sau într-o zonă sunt mult mai mulți bani decât valoarea bunurilor în acel moment. Asta se întâmplă în momentul acesta, la nivel mondial. Iar faptul că de pe piață vor fi retrași din diverse forme o cantitate de bani, nu neapărat înseamnă un element negativ. Adică se generează o rebalansare, o reechilibrare. Faptul că în acest moment sunt două măsuri, măsurile bancare și băncile centrale, Banca Centrală Europeană și băncile centrale insistă pe reducerea dobânzii de referință, tocmai ca măsură creștere, antiinflaționistă. Reducerea dobânzii generează scoparea inflației. Nu, creșterea dobânzii. A crescut-o pentru că măsurile bugetare, adică cele fiscale ale guvernelor, vin să ducă bani în piață și atunci trebuie într-o anumită formă să se alinieze, pentru că să nu fie un ecart prea mare. Dar măsura normală este aceea de a reduce dobânda de referință pentru a stopa, să spunem, încălzirea economiei și a crește inflația. Nu, este domnule, exact invers, asta știu și eu. Eu mă țin, l-avem aici pe fostul ministru de finanțe. Mă place ce spune, că dânsul este liberal, da? Să spunem așa. E bună ideea, jumătate. Trebuie ca Banca Națională, și atenție, domnul Popa nu este vocea BNR, este un membru în Consiliul de Administrație. Da. Deci nu este opinia oficială a Bancii Naționale. Dar domnul Pita spune bine, da, trebuie să scadă dobânda de politică monetară și am spus exact eu mereu, asta mai puțin, la creditele de investiții și să o crească pentru creditele de consum, pentru că alea îmi dau peste cap balanța comercială. Dar Banca Națională, din păcate, face ce fac și alte bănci comerciale pentru țări care își permit să stea. Noi nu ne permite să stăm. Că dacă poi mâine avem nevoie să impulsionăm economia și domnul Popa spune, n-am unde să punem banii, cash, i-am băgat pe bursă. Păi dacă dădeați drumul la investiții, privații, veneau și puneau cota lor parte cu un împrumut bancar la o dobândă mică și investeau în țară. Aici e simplă chestia. Ce se întâmplă cu cetățeanul în momentul de față? Cetățeanul oricum a pierdut din puterea de cumpărare chiar cu toate ajutoarele astea. Cetățeanul să pierdă în continuare pentru că nu este conștient de măsurile pe care le ia guvernul, din păcate. Trebuie spus și asta. Se vor supăra pe mine unii și alții. Nu, dar am trecut când au fost măsurile astea stupide luate de guvern și întoarse în Parlament, o parțial, care acum încep să producă efecte. Creștere de TVA, creștere de mașină, taxe și impozite. Deci sunt măsuri aberante. Da, aberante, dar nimeni nu le-a comentat despre ele, pentru că oamenii erau în vacanță sau ocupați cu războiul. Acum o să înceapă să simte efectele.
Da? O să le simțim cu toții. Bun, deci va fi anul ăsta mai rău sau mai bun decât 2022? În afară de partea retorică, pe care o putem înțelege. Acum, cetățeanul, am văzut datele pe anul trecut. Pe anul trecut a fost inflație cât 17%. Și anul s-o să fie cu două cifre. Pensionarii au primit 10% la început. Deci, din 17, 10, da. Iar le-a dat statul. Cei cu pensii mici, același stat ăsta, a amărât așa cum e și prost statul român, guvernul român, nu zic. Dar celor cu venituri foarte mici le-au mai dat 700 de lei de colo, 250 de lei de voucher de asta. Deci probabil că pe cei cu venituri foarte mici au adus cât de cât la inflație. Am văzut că salariul mediu pe economie, în partea privată, a crescut și ăsta. Eu mă miram că nu știam că a crescut, dar a crescut la privat cu 10%, aproape 10%, a crescut la stat cu 10% și un pic. Deci, practic, cetățeanul, în afară de businessmen și asta, cei care trăiesc din pensie și salarii, astea au pierdut un 6-7% din inflație. Nu. Tu ești în piață, în business. Aici, hai să înțelegem, cetățeanul este ținut, într-un fel sau altul, cu acest venit, sau extrage acest venit, din economie. Problema este ce presiune pui tu pe coloana vertebrală a României, și anume pe economie. Și aici mă refer la IMM-uri, care sunt, nu-i așa, 70% din țara noastră sunt IMM-uri, corporațiile mari, corporațiile astea, toate întreprinderile astea care muncesc și la care tu ai venit cu hop, câte puțin. Și pe lângă care tu trebuie să mai plătești facturile. Că eu, de exemplu, mă întreabă toată lumea. Mă mai întreba cineva, bă, dar cum? De ce salariul la tine e atât și în Anglia e nu știu cum? Pentru că la mine chiria este la fel ca în Anglia, utilitățile sunt la fel ca în Anglia, berea este la fel ca în Anglia, că de acolo o iau, dar chiar are și taxă că vine încoace și nu e în Uniunea Europeană. Nu mai e, nu TVA mai mare. TVA-ul e mai mare. În partea asta mai trebuie câteodată mult să mai dea și colo și colo taxă care nu este în Anglia. Atunci angajezi de afară. Și în momentul ăla, tu trebuie să pui un adaus comercial la toate aceste cheltuieli fixe care sunt exact ca în străinătate, doar că salariul de aici, ăla mediu, nu e ca în străinătate. Și dacă tu pui adausul ăla comercial ca în străinătate, închizi a doua zi. Da. Ori tu, ca să păstrezi un echilibru, să te joci cu echilibrul ăsta care e fin între creșterea prețurilor ăstora fixe, care este, ți-am spus, ce e aici, e și la Paris și la Londra. Da, așa e. Și puterea de cumpărare a cetățeanului, aici este joaca în industrie și în economie la noi. Bun. Păi nu interesează asta. Da, dau un exemplu. Uite, domnul Hesu ne poate spune foarte clar. Păi are de asta l-am întrebat. Are un angajat. Păi, să știți că și eu sunt privat, dar m-ați luat acum, ați rămas cu chestul la stat. De 2 ani de zile sunt privat, tot asta, dar în fine. Succes. Așa, mulțumesc. Deci are un angajat din afara României, un nepalez. De ce oare statul român insistă pe o aberație ca pentru angajatorul, pentru acel nepalez, să plătească inclusiv contribuții sociale? Pentru că nu va face niciodată pensia în România. Lasă-l dune pe angajator să nu plătească. Ok, sănătatea poate se îmbolnăvește. Taie un degețel și merge la spital. Trebuie asigurare de sănătate. Social, pentru social nu, că ăla pleacă la el în țară. Deci lasă-l pe angajator să respire, să poată să aibă o ofertă de forță de muncă mai mare decât are astăzi. Pentru că fiind o ofertă mică, are și un preț, un cost mai mare pentru forța de muncă. Domnul Teodorovici, totuși sunt niște reguli internaționale. Nu sunt reguli internaționale, vă spun eu sigur. Domnul Teodorovici, avem câteva milioane de români care lucrează în Franța, în Spania, în Italia. O secundă doar. Și în Franța, în Spania, în Italia, în Germania, angajatorul plătește, cum să nu plătească? Păi stați un pic, este greșit și este o aberație. E greșit, dar așa e în toată lumea. Eu am ținut în Consiliul Mișcării de Finanțe, pe asta vă spun. România, pentru cel puțin, nu știu, am spus 5 milioane de contracte de muncă al românilor în afara țării, în Europa, trebuie să ceară cel puțin contribuția pentru asigurări sociale în țară, iar banii noștri. Pentru că românul, când va ieși la pensie, el va decide unde să-și petreacă restul vieții. În Spania sau în România. Dacă vrea să stea în Spania, eu, stat român, îi dau contribuția lui pentru pensie, să o ia în Spania.
dar până atunci banii sunt ai mei ca țară. Eu trebuie să mă folosesc de ei. Eu mă împrumut ca fraier în piață, și nu să-i țin pe ei. Sunt miliarde de euro. Păi trebuie să ceară premierul și consiliul. Pe asta să vă, vă dea dumneavoastră banii. Șolț, cu eu v-am spus care este problema. Adică ziceți ca ăia care vin nepalezi în țară, statul român să nu le plătească deloc, iar românii care se duc afară, statul de acolo să ne plătească nouă. Adică s-a întâlnit hoțul cu prostul, ziceți dumneavoastră, și aia sunt proști și românii o să-și ia bani și de românii o să-și ia bani și de la nepalezul sărac și de la Germania. Eu știu ce spun, pentru că lucrurile se întâmplă undeva în lumea asta. Să nu ne luăm monedă poțoaneză până la urmă. Dacă nu se întâmplă nicăieri în lume, înseamnă că nu se întâmplă nicăieri în lume. Eu am această problemă. Mugur Mihăescu spunea așa, domnule, stați puțin. Deci pe lângă inflație, care a mâncat veniturile de 17%, unii zic că e mai... Ținută conștient de statul român. Pentru așa, a face eu iau produsele, berea din Anglia, cutare din Anglia, alea vin la prețul ăla, ajung aici, plătesc și taxă. Plătesc taxă vamală, că nu mai că e în Europeană, exact. E în Anglia, e din Germania, după nu plătesc. După aici vin și plătesc niște impozite, care sunt mai mari decât nu acolo. Nu sunt mai mari impozitele decât, de muncă, în, decât în vestul Europei, muncă, niciodată. De muncă, nici de vă la toate impozitele. Muncă, impozitul pe TVA-ul nu-i mai mare, impozitul pe profit, impozitul pe asta, nu-i mai CAS-ul nu-i mai mare. Pe forța de muncă sunt mai. Eu vorbesc de cheltuielile directe. Nu că ce-am face că aceasta sunt bune. Nu, dar așa e. Vorbesc de în România directe. Impozitele sunt aproape, acum au mai crescut puțin de la 1 ianuarie, sunt aproape de paradis fiscal. Vorbesc de costuri operaționale. Și dar alea nu sunt impozite. Păi nu contează, tot sunt costuri. Costuri, una impozit, toate costuri. Până un profil rezonabil mai are drumul. Stați puțin, deci, repet. România e stat importator, eminamente, și importăm, importând, avem o balanță comercială deficitară. Record. Și importând lucrurile, importăm și inflația în țările respective. Păi da, asta spun, adică până la urmă, la un moment dat, unii închid, pentru că nu se mai pot plăti salariile, cum zice Mugur Mihăescu. Dar apropo, iată ce se întâmplă când guvernul chiar vrea să ajute.